Hopatorul sacrificat deocamdată, Sony Mustivar s-a retras în centrul defensivei alături de Yamissi Manas. Contra discută cu arbitrul de rezervă Ionuț Neagu. Tadej Vankovac. Continuă atacul celor de la Astra, minge este la Mățel, pasa lui Mățel este pentru Fatai, reușește intercepția Yamissi Manase. Pasează spre Fatai, nigerianul este talonat de Geraldo. Acum primește în partea dreaptă Mățel, întâmpinat de Groza. Foarte bine, iese din defensivă Manas, combină cu Younes Hamza. Manas către Mohica. Un fault, însă aici Vankovac a lăsat jocul să continue. Foarte bună această recuperare a unui alt mohican de pe teren, putem spune. Sony Mustiva greșește acolo, Manas recuperează Fatai, nigerianul însă pierde ulterior în duelul cu fundașul din Republica Centrafricană. Și sezon a venit împreună cu un compatriot, cu Figueiredo. Nici acesta nu a reușit să se impună la formația giureșteană, deși marca foarte multe goluri pentru formația secundă a Rapidului. E vorba de Figueiredo, de unde Amorim, brazilianul reușește dribblingul, scoate balonul în lateral pentru Enache, a urcat și Takayuki Seto. Pentru japonez este balonul Takayuki. Manas avea prin planul și a știut să profite de acest lucru. Bejan a primit cu spatele, Denis Alibek cade, se lasă avantaj, Chițu, jucător cu o viteză remarcabilă, întâmpinat de Manase, Chițu previzibil acum, Manase era bine plasat și l-a deposedat jucătorul de bandă stângă al viitorului, Chițu cu 5 goluri în acest sezon. Aici are prin planul Larien, nu greșește pasa înapoi la Buzbuchi, cei... Se vede în multe momente lipsa de experiență a acestor fotbaliști. Apăsați poate și de această tru Gherme, Morar, Hoban este și el acolo, dar nu ajunge la balon. Alibek, din nou izolat, Denis Alibek, încearcă să-l depășească în viteză pe Manase. Impecabil, fundașul Petrolului, totuși o ezitare, rezolvă situația. Al Senat. O centrare destul de ușoară de data aceasta pentru Grigore, Accente. Recuperează însă din nou Petrolul. Dinamo n-a mai trecut în posesie de ceva minute bune în jumătatea Petrolului. Și pare că Dănciulescu este mai degrabă mijlocaș ofensiv. Dublează între Cătălin Munteanu și Bubacar. Acum Bochila din nou își prelungește prea mult mingea. Era destul de greu. Cum de fiecare dată, sau mă rog, aproape de fiecare dată, Jeremy Bochila reușește să vină față în față, 1-1 cu fundașii centrali ai lui Dinamo. O problemă pe care Țălnar ar trebui. Nu se grăbește Bălgrădean, nici nu are prea multe variante. Respinge Yamissi din duelul cu Accente. Deci e un atacant cu talie, Accente pierde cu regularitate aceste dueluri. Al lui Țălnar revine la două puncte în spatele pandurilor, distanța la care se găsea și înaintea acestei etape. Yamissi Manas în duel cu Accente îl domină pe marcatorul golului Dinamo Wisla la acest capitol. Cosmin Matei în spate spre Rus, Accente mai pierde un duel aerian cu puternicul fundaș. Geraldo Alves cu Bochila, recuperat foarte bine Grigore, acum Accente, Manas însă ia fața. Stim destul de sigur pe el fundașul Petrolului în această fază, Grigore din nou, Hoban acum, Mustiv. 106 bilete au primit fanii Ploieștiului. Manas către Jeremy Bochila, prea pe piept atacantul Petrolului și apoi este tras de Abrudan, va vedea galben. Fundașul central Petrolul nu a reușit până acum deloc să-și confirme statutul de favorită, poate doar la capitolul posesie. Ciolacu centrează, însă este blocat de Manas, foarte sigur pe el a fost în această seară. Stop. Se dispune aproape 15 minute din partea secundă. Thank you.
Damian Bugema, urmărit de Daniel Pancu, a fost un hands comis de Nicolae Grigore, lovitură liberă. Da, s-a apărat bine acolo Adrian Grigore. Mihai Roman îl păcălește aici destul de ușor pe Ghierme, se grăbește Manas, repunere. În cupă a marcat un gol cu stângul, unul cu dreptul, are 24 de ani, vârful Petrolului, este născut în Congo. Manase, ce bine se descurcă, cu mult calm îi pasează capitanului Sony Mustivar, urmează apoi, trece Vasului. Faza imediat următoare, am văzut mâna lui Celeban pe Bochila, lasă acum mingea să cadă. Manase se descurcă destul de bine, chiar dacă a riscat, a dat dovadă de mult sânge rece. Aplauze acum pentru Manase. Sony